Bun saltare tuturor, numele meu este și astăzi ne găsim la episodul numărul 29 din aventura noastră cu băiatul care are și un trofeu în partea aia, se pare, Cătălin Cărjan. Urmează un meci de decisiv, băieți, împotriva Olandei, sperăm că Elveția nu va câștiga sau nu va, ne va pune chiar atât de mari probleme. Nu prea avem stamina absolut deloc și vedem că de Jong este lămă, Van der Berg rămâ, tactica asta la engle cu Van Dijk, aoleu, leu ce apărare au băieții ăștia. De Jong, Van Drij, da, poate mai bine cu Van Drij, Wijnaldum, mam, dar vreau că băieții ăștia cu echipă, dar trebuie să ne pună probleme destul de mari și bubai că nou, nu ne trebuie doar un egal, ne trebuie neapărat victoria apărarea părerea aia e mic, am greu să cred că o stricem de ei. Dar na, dacă România se încurcă cu Elveția, ce vrei să faceți? Ne-am bucurat tare că am câștigat cu ungurii. Dar asta este de acum, trebuie să ne concentrăm, să fim foarte atenți, foarte concentrați intrăm direct, cum să zic, intrăm concentrați. Nu curios că are Markovic, nu știu dacă pot să văd. Markovic, 75 VR și are totuși, cred că îl vede brădui mai bun decât Andone, dar asta e. Cărjan acolo entuziasmat, el se mișcă, el se bucură acolo, o așteptăm ce hagi, hagi acolo în prim plan, optarul nostru, nici nu s-a dat lui Drico cu numărul 10, dar asta este, începem băieți, o, un meci în care stamina noastră o să fie rupere. Poate reușim să marcăm cât de rapid putem. O pază direct în atac. Ce fac, facă Markovic? Mă, el e atacant din Liga 1, mă. ce caută la națională că nu înțeleg. Îmi pare că băieții au un atacant mai bun olandezii decât de Pai. Și asta nu știu dacă e de bine sau cred că e de foarte rău dacă e un atacant mai bun decât de Pai. Vedem care are un numărul 9 sau nici măcar nu a fost convocat, înaintăm acolo pregătiți Să cine știe, poate avem noroc și este accidentat. Cătălin Cărjan, trebuie să fie foarte atent acolo, Ianis Age, pac! dă dăm o pasă, Ianis Sagi, ne dă printre, pac, și noi tot printre. Markovic acolo așteaptă momentul decisiv, Ianis dă un spate puțin, bun, jucăm acolo cu Cicăldău, cred. Care Cicăldău direct săltată la Florinel, Coma și apărătorul ce gheată în de alu, bă, hai să ne, hai să ne chiar în halul asta Dar să avem mare, mare grijă, Coman, întoarce în spate, bun, 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 bun. bun. Cătălin Cărjan, încercare de la distanță foarte mare. Radoi supăra, păi bune mă cap dacă, dacă vrei să șutezi mai de aproape. Că, ca să-i de unde vrei să dau gol. Totuși am încercat. blocăm foarte bine acolo pe atacantul lor. Bun, ce dă o pas în față, înaintăm. Hai că tot eu trebuie să mă duc. Hai că eu care am foarte, foarte multă stamină n ce face cu stamina aia Și odată, odată, deci alerg, alerg, mă duc, cer pasă și da fix la 1 și mi-a costat stamina degeaba Bă, gata, nu, meciul ăsta gata, Irip, irip. nu mai avem șanse Păi chiar m-am chinuit acolo, am alergat, mi-am dat silința, am încercat să... A, și când văd pe ăstea cu stamina lor pe care acum am, îmi fac și în ciudă A, La noi deja e aproape de roșu Dar sperăm să ne schimbe R2 bun, Vandenberg în offside. Hai, cer pasă. Bun, o din pase, că n-am stamina. O din pase, înaintăm din pase. Din pase pe jos a trebuit să accentuez, dar asta e, dacă n-am zis, n-am zis. Pac, pasa 1, pasă 2, dar n-am cerut o din... Ok, hai runda 2. Hai runda 2. Hai că prima oară nu mers, dar poate v-ați învățat. Pac, o jucăm tot, tot mi, tot mi, tot mi. De ce tot mi? Hai, ok, bun, bun, bun pe bandă, nu no, pierde bun. Acum a nouă, bun, mulțumesc. Ai încă una, acolo, dau, dau, oh, dar nu întoarcere, era și jucătorul la liber jos, era și hagi, eram și noi. Hai mă, Marcovici, să închei prima repriză în care Bă, spre bucuria noastră nu prea au avut, băi, nu prea au fost ocazie, dar nici pe partea nici pe aia. Bun, Ungaria încurcă Elveția, să știți că în cazul în care se termina egal la ambele parte de... Tot noi am trecut mai departe, deci că de cât este un avantaj, totul ok. Bă nu-i rău, se poate și mai prost, poate și mai rău de atât, deci e bine Nota 8 fix în această partidă, o partidă în care e doar un singur șut pe poartă Nu știu că nu a fost șutul ăla pe poartă, nu e un singur șut pe lângă poartă, nu știu nici că nu a fost șutul ăla Dar da, da băi, au avut ocazii, așa spune jocul, ieri le-am văzut, dar da pun acolo, pac, cărjan, pac, ce dău, hai înapoi, trebuia la cărjan Bun, dar dă-o mă la cărjan, că nu jucăm la egal noi Oni unii trebuie victoria ca să fim siguri. Ca să fim siguri că nu pe mica Că dacă băieții dau gol, am făcut egalul ăsta degeaba. Dacă băieți mai refer prin uh, uh, Elveția, nu ne bază neapărat. Bine, sperăm dacă poate câștigă chiar Ungaria, cine știe. BUM bloca foarte bine acolo. Hai, pasa 1 în față. Markovic fă ceva, da acolo pasă. Înaintează acolo, nu știu care ești. Dă-mi da, o dacă nu știi, Ianis, o care erai tu. O pasă în față din nou. Cătălin Cârjan, care n-are stamina absolut deloc și gol, 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 bine bă băiatule. Aia zic, aia trebuie făcută. Cârjan, transpirat tot acolo, obosit, dar vedeți, dacă n-are stamina omul e mort. E mort cu toate acestea, reușește omul să marcheze. Ce întorsătură aici, cum l-a driblat, din greșeală, vreți să vă mint, din greșeală, E o prost, e o prost, dar portarul mă întrece, n-am și cometa. Cât ai o vere prietene? Trei? Asta e, asta e... Ce-a fost asta? Serios, ce-a fost asta? Cât? Mi-apare o vere oare jucătorului? Cât are o vere oare? Cât că chiar e curios. A, 83, eu cred că doar 3 fără primul. 8, cred că au fost un fel de bug. Și... Deci curiositate, deci vine clar șutul. Deci vedeți șutul. Deci vine șutul perfect, da? Cum ai vrut să scoți pe asta, prietene? Ce ai vrut să faci? Era liber, ai văzut, a fost totul perfect. Da, na. da. nu, nu, cre, cre, cred că eu sunt prost, că altfel nu mi explic, dar da. Na. Bă, Cârjan, 1 la 0, România, Olanda, din nou conducem. Cârjan cu al doilea gol și cu două pase de gol, mă gândesc. În fapt, nu, am pornit toate fazele, dar nu cred că am dat neapărat gol. Face acolo și o schimbare și schimbă și capitanul. Bă, defensiv. Jucăm defensiv și tac din gură. Cătălin Cărjan acolo blocat foarte bine și Cărjan și Cicl dă foarte bine acolo și... Dita mai pasă la Denis cum putem și noi. Hai, mă, nou, dau la atacant, o dau la, atac, la atacant acum. Hai, Marcovici, momentul tău. A fost momentul tău de glorie. Doar să la clinceni. Bun, Cătălin Cărjan, ce trecere acolo, opa, bun, 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 hai, hai hai, mă. hai, hai, oricare, oricare. Jucăm, O pasă foarte bună și gata, 2 la 0, Olanda, pa. pa ro nu, nu, Olanda trece mai departe alături de noi, nu, nu, hai să nu fim toxici. O, Elveția, pa, duceți-vă, România trece mai departe printr-un noroc imens, nu știu cum. Am bătut, ba, deci batem Ungaria cu 3 la 0 în prima repriză. După aia, vedem că avem 2 la 0 cu Olanda. Și nu e prima oară când conducem Olanda. Dar cu Elveția, pe no, e criptorita noastră, ce putem zice. Olanda totuși pe atac, acolo vedem pe De Jong cu echiperul nostru de la Barcelona. Să nu uităm întrebarea asta că este extrem de importantă pentru storyline. Oh, ce ocazie mare pentru băieți. Ce -o, o pasă foarte bună pentru noi, doar că nu prea avem noi viteză să o prindem. Bun, hai ce dă bag bagă viteză, tu te rog. Sau hai că bag, bag eu viteză, cui mai trebuie stamina, cui mai trebuie stamina, lăsați, ma, mai am dat-o Denis m-am fix în offside Asta e Iese și coma și chiar mă gândeam ce poate intra în locul lui coma, bă, chiar Chiar mă gândeam și vedeam că ne-au mutat striker Bine, prietene, de la CDM Tocmai de la CDM, la striker, hopa, ce o intrare interesantă, ocazie mare Toate acestea vedem că Olanda are ultimul atac Ultimul atac, să avem grijă Joacă băeti Wijnaldum, Van der Berg. Hai Wijnaldum, fă ceva interesant, dar apărarea României este extraordinară și România câștigă cu 2 la 0 și trece mai departe de grupe. Puf! Rera 2 acolo care a făcut o treabă extraordinară de noroc cu geamănul lui, îți dai seama că normal când, când antrenezi ești prea bun, ai antrenorii, te chiar și la fizic și la tot. Extraordinar, oricum și eu, România și Olanda trec mai departe, nu era necesar această victorie ca să stăm acolo și Olanda, bă, era, era ok și egalul, nu, era ok și egalul, cred că era ok și o înfrângere cu 1 la 0, fără mișto. Dacă perdeam cu 1 la 0, nu cred că treceam mai departe. Ia să pierdem chiar cu 2 la 0, nu, noi puteam pierde cu Olanda cu 2 la 0, nu știu cine am trofocat și am început să... Bă, totuși, e norocul nostru, e bine, e chiar ok. Uh... Mulțumim Ungaria că ai bătut Elveția, ne-ai făcut o treabă foarte bună și îți mulțumim că nu ne-ai dat absolut deloc emoții. Doar că, da, ce pot să zic, mă bucur, da, acum râd, acum râd, știind că mai, a chinuit și vorbeam acolo, mam, trebuie să batem Olanda neapărat, nu, gata, suntem eliminați, Când încolo o înfrângere cu 2 la 0 trecea, cu o înfrângere cu 2 la 0 trecea mai departe potriva Noi dacă pe am chiar noi cu 2 la 0, este mai bine top locul 2 și cu 2 la 0 pentru ei și cu 2 la 0 pentru noi rămânem. Bă, stai, 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 că acum stai, la Gălgea, stai, că acum că suntem la egalitate, stai că n-am văzut. a trecut oare pe locul întâi? Că am primit 2 puncte la gol la veraj. Nu, locul întâi, e bine, e bine, locul întâi, mai bine, nu. Vedem aici Barcelona Supercupa, a, m-a interesat de... muream, chiar nu mai puteam gâște că de nou campionatul, dar la e, de euro nu zice nică că mă interesează și pe mine. De... A, bun, altceva. A, bun, că... Da, de astea muream cu ăștia. Dar, uite, am găsit fix aici. Încă nu s-au tras mai departe grupele. Nu știu dacă e ca la Champions League. A, A încă nu s-au șcat toate partidele. Încă... dar... Culmea că Spania sau Portugalia s-ar putea să fie eliminate. Aici am povestea din ea Austria, ăsta ar putea să mai fie acolo un în schimb între Rusia și Austria. O, cum Polonia nu mai are nicio șansă. Polonia este automat out. Uh, uh, Cehia este automat out. Suedia 100% out. Iar la noi s-au jucat partidele. Ungurii pe ultimul loc. Bă, este foarte, foarte, foarte bine și mă bucur foarte, foarte, foarte mult. Ce pot să vă zic? Măi de următoarele partide, Eu vreau să văd când se trage la sur, să vedem cu ce echipa trecut mai departe. Spania găștigă. Și oare Portugalia este eliminată? Stai că curios, sunt curios. Serios vă zic. Dar putea ca Spania să fie eliminată. Și ne uităm. Ba nu. Finlanda 3 meciuri, 3 egaluri. Dacă Finlanda... Nu, no, dar nu pot să crede. Deci, băi, Finlanda la un punct. Deci, avea un meci cu Suedia. O simplă victorie de cea mai departe. Eu au făcut 2 la 2. Eu am încurcat de tot Suedia. Culmea ca au și steagua -pst asemănător. Au și emblema de la echipa asemănătoare. Na, Portugalia și Spania se pare că trec totuși mai departe. Uh, Franța și Anglia trec amândouă mai departe. Grecia au rămas doar cu un singur punct. Iar aici încă nu s-a jucat, mai este doar o singură parte de jucat care se va juca imediat. I -de îi dau foarte frumos simulare. Și nu pot să cred! Nu pot să cred! s a tras la soartă, am picat. Austria pe locul 1! Vai, deci, din de locul 3, tocmai pe locul 1 a, a trecut Austria. Polonia au reușit și ei une gale deci Polonia au încurcat Belgia. Acum că am ajuns aici, în perioada asta, eu acum am realizat că nu m-am uitat deloc pe statistici, o deci să salvez din marea sa aventură cu Cătălin Carjan ca să fie treaba frumoasa. Îi dau uh, live și nu pot să cred că am picat fix cu portocalea care deja ne-am întâlnit de două ori cu ea. Bine că mi-apare că am scăzut de locul pe locul 1 locul 5. Bă, dar n-am jucat niciun meci fifa -ule. Dau aici la salvările automate sau ce mai fost pe acolo. Uh, ce, -au făcut, ce au făcut jucătorii la Barcelona? Ce au făcut? Sunt anumiti jucători care nu au jucat nici măcar un meci. L-avem pe Alena. Alena care nu a jucat nici măcar un singur meci. Mai sunt, uite și Bastoni, care e Bastoni și ca părător bun. Nu și ca niciun meci. Părător bun de 80 și ceva overe, neto nici măcar un meci. Bine, la neto e cât, e cât de cât dar bastonii, nici măcar un meci, ușcat un apărător de 70 și ceva. Nu veni să crea atunci dacă stau să verific acum, se pare că Barcelona a avut în total 64 de partide. 64, 64 de partide din care 6 asisturi sunt date de către Ter Stegen. Deci Ter Stegen are 6 asisturi, bă băiatule. 6 asisturi, nu pot să cred. Awar are foarte multe meciuri jucate, la fel ca și Lautaro Martinez, dar nu ne putem băga noi cu el. Dacă ne uităm la goluri marcate pentru Barcelona acest sezon, vedem că Cărjan clar are cele mai multe goluri marcate. Dacă ne uităm probabil și la OVR, vedem că cel mai bun este Ter Stegen, eram sigur, dar locul 2 este Cotolin Cărjan. Ei, nu stiu ce să mai zic, că la e... măcar forma noastră e blana, adică noi cu, doar noi cu Lăutaru Martin ce mai avem forma asta extraordinară. Fapt, nu am făcut 88 OVR, fate, 87 OVR, Dembele, 90 OVR, bă, au cu băieții ăștia, nu pot să cred. Era 89, la noi lumea crește, mă, la noi lumea crește. Cross a făcut 86, e singurul care vă că o scăzut, dar chiar mai scăzut, doar Cross a scăzut, dar lumea Cross. Barcelona a evoluat în ultimul hal și doar cross cade. Băi băieți, sincer să fiu, știu că poate acest episod este ceva mai scurtut poate doar de câteva, poate doar de vreo 12 minute, cine știe dacă am ceva noroc. Uh, am jucat doar un match, Pare. Vedem acolo toți băieții răi din Franța, în prim plan atenți, vedem și este de la Barcelona, cred că un nou, nou să transfer ceva. Dacă vă place această serie și veți vedeți episod din continuare, neapărat abonați-vă cu clopoțelul activat, ca să notificare în fiecare zi și mai ales mâine când voi posta meciul cu Portugalia. și cu, dacă vă, în cazul în care mă trece mai departe, vom filma și următorul meci, pentru că v-am zis, atent, măcar la semifinal, dar acum cam am picat cu Portugalia, care ne-a bătut de fiecare dată, nu știu, e cam trist. Pentru am bătut băieții mai mereu. Neapărat abonați-vă cu clopoțelul, activa ca să primiți notificare mereu și să apăsați și pe butonul de like ca să susțineți această serie care mai are doar câteva episoade. pe final. Urmează aici sferturile, sferturile cu Portugalia, doar meci tur, nu este tur tur cum probabil ce mai mulți dintre voi știți. Dacă ce mai departe ajungem direct în semifinală și semifinalul să fie foarte greu ca să mergem și în finală. Vedem cu Portugalia ne întâlnim o dată pe an, ne-am întâlnit în 2022, ne-am întâlnit în 2023, ne-am întâlnit și acum în 2024. În 22 ne-am luat bătaie, în 23 ne-am luat bătaie și acum egalul este imposibil. Ce se va întâmpla? Va fi 2 la 1 pentru Portugalia la campionate sau va fi 3 la 0, ne dă țaca paca și pierdem? Jucăm și CDM, ne va fi foarte greu, nu avem nici stamină, din păcate nici măcar stamină nu avem. Dacă vreți să vedeți ce se va întâmpla, fiți pe fază, mâine promit că îl postez, mele meu studiez, să aveți o zi extraordinară și deja e foarte frică.